un sacco di raffina, avvio! Però sburli nei mizzili piedi. Ah, se ne esco con zitellino non lo so. Lasciami cazzo, che non noi fiero di piavio, noi problemi di asta. În caz de depresurizare, măștile de oxigen vor coborî automat din cabina de tă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 t
vizeai mult? Te coboară ăștia din avion, mâncați așa tomul tău de fasole să-ți-l mănânc. Centura trebuie cuplată până la aterizarea avionului în siguranță. Ia uite, centuro, cuplează-te cu domnul ăsta plin de bani până aterizează avion. Băsuța din fața dumneavoastră trebuie ridicată. Aoleu, mâncați așa, ai auzit ce-au zis stuardezul? Că puteam să ridicăm măsuța și ridicăm și scaunul și ridicăm șoferul de pe avion, de pe plane. Când mergem la Londra. La noi, cum eram noi, la noi în familie, era altceva, noi am fost crescuți la țară. Noi, na, mămuca mea tot timpul e gospodină, face de acolo toată gospodăria, avem și gâște, de toate avem și abia aștept să ajung eu acolo la mine, la unde sunt eu crescută, dar eu tot timpul mă sună și îmi zice, Irinuca, vine o tata acasă, Irinuca. Și nu, îți dai seama că eu trebuie să mă duc de unde am pornit eu, nu uit niciodată, dar eu nu înțeleg de ce avionul ăsta... Doamnelor și domnilor, vă vorbește capitanul. Urmează o zonă cu turbulențe, vă rugăm, puneți-vă centura. Nu știu cum s-a întâmplat, dar dintr-o dată avionul a deculat. Panicată, cred că ne cam prăbușim. Și nașpa tare, am să mă calmez puțin cu niște alcoale. Irinuca, ce s-o mai calmat fătuca? Bună ziua! Sunt Floricica Dansatoarea și am mulți fani! Domnule pilot, am fost și la taram și mi-a dat de mâncare! Aici e mafie curată! Nimeni nu ne dă de mâncare! Domnule pilot, veniți aici, în mijlocul mulțimii și calmați meeting-ul! Să vă fie rușine! Să vă fie rușine! Să vă fie rușine! Îți dansez mâncața și ochii tăi! Sunt Floricica Dansatoarea! Pace! Domnișoară, vă rog, eu puneți-vă centura pentru că urmează de colăm și mai mâncați pâine cu sutelină. Tu stewardeză, tu mă juri în avion zi repede! De ce mă juri tu în avion zi repede? Ce ți-am făcut o ție, tu, mor de ciură, tu și de invidie, tu? Să crepii câte rutine, tu, stewardeză. Aoleu, nu, așa mi s-a întors de la, slana asta. Nu aș vrea să mă duc până la veceu. No, îl aveți turce sau în curte? Hâț, Johnule, hâț, hau, miau, să moare Jacksana! Johnule, o ciocănim spre țări străine cu avionuțul! Hâț, hau, miau! Doamnelor și domnilor, capitanul Atila, puneți-vă centura cu vreo turbulențe. Hâț, Johnule, hâț, dacă pic avionuțul, facem virăluțul! Hâț, hau, miau, hau, miau! Hâț, Johnule, hâț, suntem aici într-o junglă, supraviețuitor la avionuț, hâț, miau! Avionuțul a căzut, dar nu nicio problemă, hâț, Johnule, a dat norocul peste noi, am ciocănit fix în Asia Express, câștigăm și sezonul acesta, hâț, miau, hâț! Și nu uitați să apăsați pe clopoțel la dorianpopa.ro și nu uitați să cumpărați tricoașele, hâț cu lapte, hau, miau! Până data viitoare, Johnule, hai să prindem șobolănelul să ne luăm proteina pe ziua de azi, hau, miau, 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 hâț, că te-am prins, Johnule, hâț, te-am prins!
Lumină din lumină, Doamne ajută la toată lumea, Doamne ajută... Domnișoară? Da? Veniți un pic. Da. Nu vreți să vă sfințesc avionul? Haideți ca în promoție, la 3 scaune sfințite, unul gratis. Tot avionul plus bobotează plus împărtășanie la stewardese, 4 milioane. E mult, nu vi se pare mult? Ți se pare mult mântuirea, măi, nesimțit-o? Futu-ți Dumnezeu, Domnul să te binecuvânteze de proastă ce ești. Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută să te... Să pici avionul cu proștii ăștia nesimțiți care să ajungă în iad cu toții. Părinte, părinte, spovedește-mă că nu am reușit să mă spovedesc până acum. Doamne, fica mea, nu-ți fac nimica pentru că n-ai molita făcută, că ai fost proastă și nu te-ai spovedit când ți-am dat eu ieftin, 8 milioane costa. E foarte mult, nici n-am. Nu contează, ajungi în iad oricum, nu te dracului. Doamne! Mulți? Mult pământ? Doamne, îți mulțumesc, cred că mă îmbogățesc. Mamă, câte mormântări am de făcut. Doamne ajută, Doamne ajută, mulțumesc, Doamne, că sunt singurul supraviețuitor. Eu și cu ochelaristul ăsta care se tot filmează.